Hei, hei, tu, nu crezi că ai uitat nimic? Da, aia, mă, da, aia. Ce-ar fi să apeși pe el? Da. Bun, într-adevăr, bine, domnule, acum te poți uita foarte liniștit la video fără să-ți faci griji că n-ai apăsat pe butonul de like la videoclip. Dacă stăm să ne gândim, trebuie doar 3 secunde din viața ta să le dai pentru a mă motiva pe mine să continui cu ceea ce fac zi de zi. Bun, deci ai respectat toți pașii. Acum, tot ce mai urmează e să dai drumul la video. Salutare oameni buni și bine v-am găsit la un nou videoclip pe canal meu. Eu sunt ProLaser ca de fiecare dată oameni buni și bine v-am găsit la un nou videoclip de Don't Starve Reign of Giants la mine pe canal. Înainte de a începe episodul, nu uitați să apăsați pe butonul de like dacă vreți să continuăm cu cât mai multe episoade. Haideți să vedem dacă putem strânge 40 de like-uri la acest videoclip, oameni buni. Și da, îl fac imediat după ce am filmat videoclipuri de ieri, de simulare la limba română. Deci, da, ce pot să spun, chiar încă sunt fericit cu treaba asta, cu faptul că am putut să trec de limba română, de simulare cu bine, dar da, haideți să continuăm cu jocul nostru. În ultimul episod nu-mi amintesc ce Dumnezeul meu vroiam eu să fac, deci mă jur, nu mi-aduc aminte ce am vrut să fac, pur și simplu am uitat tot deoarece am fost prea preocupat cu simularea. Vă dați și voi seama la urma urmei. Bun, deci avem chesturile acelișa foarte frumoase. Uitați-vă și voi la ele ce frumoase sunt. Hai să vedem. A, am plantat pădurea aceasta. Mi se pare că ne-au atacat lupii. Am vrut eu la un moment dat, v-am spus, mi se pare că va trebui în curând să ne ducem să facem rost de mai multă piatră. Adică să ne ducem într-alt biome de pietre, pentru că am nevoie de cât mai multă piatră, deoarece nu mai am ai deloc. Mai este biome-ul ăsta, dar e destul de mic. Am căutat în locul acesta, dacă mai țineți voi minte, dar nu prea am găsit mare lucru. Am să continui cu căutatul, să explorez absolut toată zona, dar mi se pare că am dat de deșert în partea aceasta, deci nu avea roade căutarea mea. Bun. Unde mai putem noi să mergem? Nu știu sigur. Deci cred că cea mai mare problemă la lumea aceasta pe care o am este faptul că n-am găsit decât un singur biom de roci. Deci pe bune, chiar unul singur și nu e chiar atât de frumoasă treaba dacă e doar unul. Hai zicem, mai am 17 flint la mine, deci nu e cea mai mare problemă în momentul de față chestia asta, dar în curând o să fie. Chiar peste puțin timp o să fie o problemă. Aș putea să mă duc în acest sinkhole. Hai să facem treaba asta. Da? Deci cred că o să mă duc. Pur și simplu așa, ca să văd și eu care-i treaba în el. Deci am să mă duc, pentru că nu mai țin minte chiar cum era cu sinkhole-ul. Deci am să mă duc și probabil dacă e o să explorăm noi ceva mai multicel și o să dăm de un biome în care putem să facem rost de roci, dar nu știu, văd. Finally, frate, Doamne ferește, de ce dracului durează atât de mult? Nu-mi vine să cred, frate. Nu știu de ce Dumnezeu am scos chestia aia din pământ, așa ca de bun venit. Vă scos și eu chestiile din pământ, nu vă supărați pe mine, nu? Mă rog, hai să-mi fac repede o cască de fotbal. Va trebui să am tot timpul lemn pentru foc. Deci ăsta e un must be pentru mine. Bun, n-am mai explorat treaba asta, deci pentru prima dată când o explorez. Din câte știu eu, nu sunt introduși lupii în acest loc. Sunt în schimb rocile acestea. Da, și rocilor ăstora le pot da pietre de mâncare, iar ele or să fie prietenele mele, dar hai totuși să mai merg o leacă și să vedem dacă pot descoperi ceva mai mișto, cum ar fi un biom cu copaci, pentru că mi-ar face o nespusă plăcere să pot și eu să tai ceva copaci. Sau măcar să dau de ceva lumină, nu știu. Chiar nu-mi plac zonele din jocul ăsta în care nu este absolut deloc lumină. Haide, mă!
Chiar nu vrei să-mi dai? N-ai tu de gând? Băi, eu continui cu exploratul, dar sper să nu mor aici, pe bune. Chiar nu am de gând să mor în locul acesta. Pentru că din Don't Starve Reign of Giants, mi se pare că s-a adăugat update-ul acesta, să... Înainte, dacă mureai în peșteră, te dădea afară. Pur și simplu, la intrarea în peșteră, te dădea fără niciun item, iar tu trebuia să revii în peșteră ca să-ți iei înapoi itemele și să nu mai mori. Practic, dacă stăteai în peșteră, aveai vieți nelimitate, dar... Ideea e că s-o scos treaba asta și sincer bine au făcut, pentru că puteai să farmezi o grămadă de XP supraviețuind nu știu câte mii de zile datorită chestii astea, când n-aveai nicio treabă practic cu jocul, puteai tu să mori, nu conta, nu-ți păsa ție prea mult, știi? Ei bine, acum nu mai poți mai faci chestia asta, din fericire, într-un fel. Din păcate, într-alt fel, dar oh my fucking god, oh shit, s-o supărat ăștia pe mine. Lasă-mă în pace, măi, nesimțitule. Hai să fug naibii de aici, că n-am niciun chef să se ia nenorociții ăștia de mine. Totuși, n-am nicio rocă la mine, deci nu știu ce Dumnezeu o să le dau de mâncare ălora. Pe bune, chiar nu știu. Dar trebuie să găsesc ceva. Ia. Am un târnăcop? Nope. Trebuie eu să-mi fac. Bun, gata. Ai, am minat treaba asta. Deci, tu, ia și tu una, devii partener, partenerul lui Laser. Vorbesc de partener, zici că au făcut un contract cu diavolul. Mă rog, hai să... Nu știu dacă să fac neapărat un foc aici. Ce Dumnezeu? Hai să-i dau tipului ăstuia. Tipului ăstuia și mai cui să-i dau. Deci voi sunteți prieteni și voi la fel tipului ăstuia. Bun, gata. Iar acum voi toți veniți cu mine până la bază. Facem un tratat de pace. O să vă dați sufletul pentru mine. Glumesc. Bun. Scoți și ciupercile astea. Din păcate ciupercă roșie, că na. Cea mai proastă ciupercă. A, încă o ciupercă roșie. Nu, mulțumesc, nu mai am chef. Mi-am pierdut o groază de sanity din câte ați putut voi vedea acolo, așa, creierul meu. Mi-am pierdut jumate de creier. Într-un fel mă așteptam la chestia asta, că pierzi foarte mult creier ducându-te în peșterile astea, din păcate. Pentru că tot timpul pierzi creier acolo. Deci, chiar nașpa. Nașpa rău de tot. Bun. Și, da, ce pot să spun... Am să mă duc înapoi la bază, nu știu exact în ce zi ne aflăm, probabil e noapte în momentul de față, eu sper să nu fie noapte, sper măcar după amiază, cel puțin după amiază, pe bune. Ar fi chiar nașpa să mă dea noaptea, iar eu să n-am torță, pentru că mi s-a dus torța aia, bă, dar chiar, am stau să mă gândesc ce mă fac dacă e noapte afară. E noapte afară, am belit-o, cu alte cuvinte, că mai ies și liliecii aia. Plus de asta trebuie să-mi fac torța și când fac torța trebuie să stau pe loc, deci chiar n-aș. Eram sigur. Ah, dar uite că s-a făcut o lumină acolo așa. Uite și tu că nu-s chiar proști ăștia de la Clay. S-au gândit și ei la treaba asta că bă, e posibil să se întâmple așa, nu știu. Oh, fuck. Trebuie să-mi fac repede un foc aici. Bă, băieții, omorâți-l voi pe ăla. Ah, șmecher, dar din câte văd, ăștia îi pot doborâ dintr-un singur hit pe lilieci. Frumos! Păi atunci uitați-vă și voi cum farmăm chestii șmecheri. Ia, atacați-l și pe ăla. Stați calm, băieți, viața e frumos. Bun, gata. Hai, mai așteptăm, uite-l și pe ăla. Hai, băieți, atacați-l. Cine are nevoie de lilieci? Nu avem noi nevoie de așa ceva. Bun, hai totuși să ne ducem repede către bază. Atacați-l totuși și pe ăsta. Ăsta micu. Bun. Fuck, deci nu cred, deci nu cred. Bă, am apăsat pe space în morții măsii. Bă, dar de ce dracu atunci când apăs pe space mă trimit înapoi? Vai de capul și de zilele mele am îmbătrânit, frate.
Doamne, ferește, doamne. Gata, hai, omorâți-i și pe ăsta. Yep. Oh my fucking god, hai să mă întorc eu înapoi la bază până când nu îmbătrânesc și mai tare, că deja am înjurat toți sfinții de morți până când... Toți sfinții de morți până când... Mamă, până când m-a adus înapoi aici, doamne, frate. Bă, da, chiar mult durează să te aducă în jocul ăsta. Să te duci, de exemplu, din Overworld în peștele, deci pe bune durează enorm. Acum, ce aș mai putea eu să fac e să fac niște de astea, mă, niște cutstone-uri pentru a crea ziduri. Pentru că am un plan măreț, un plan chiar destul de bun, dacă mă întrebați pe mine. Și acela de a face zidurile astea, da, ce Dumnezeu. Ah, da. De fapt, nu, lasă-le pe episodul următor dacă e. Cred. Mă rog. Oricum, ia. Ah, da. By the way, în episodul acela pe care nu l-am putut filma, din cauza că fac, tot încep, cam încep să sughiți. În ultimul episod pe care nu l-am putut filma din cauza OBS-ului, că este o mare panoramă, cred cel puțin că... Da, cred că mi-am dat foc din greșeală la Alchemy Engine. Nu știu, am fost destul de retardat, mi-am dat foc din greșeală la Alchemy Engine, iar acum hai să-l construim înapoi, nu-i mare chestie, stați voi calmi. Pur și simplu, mă jucam cu o flacără și am dat foc, noroc că aveam din întâmplare un hammer în mâna mea și am spart imediat Alchemy Engine-ul, înainte de a lua foc și celelalte chestii de prin jur. Bun, hai să mai facem încă un cutstone și să craftăm Alchemy Engine-ul în locul acesta. Nu știu de ce este doar ăsta aici. Hai să-l punem aici, Alchemy Engine-ul, după care o să facem cât de repede posibil aceste stone wall-uri. Hai să mai facem câteva cutstone-uri până una alta. Ia, le-am pus pe aici, dar mi se pare că aici le-am pus bun. Deci facem ceva gen 12, depth 12 o să facem. Și o să punem ceva în genul acesta. O să vedeți voi ce Dumnezeu fac eu aici. Și o să vă placă ideea, chiar probabil o să o las și voi în lumile voastre. Dar ia să vedem noi până una alta. E doar ăsta aici. Păi dar nu prea e bine. Ce Dumnezeu? Unde Dumnezeu s-au dus ceilalți? Bă, băieți! Unde v-ați dus, mă? Nu știu. Nu știu exact unde s-au dus. Mă rog, cred că pe aici. Cred că sunt pe aici. Nu știu. Ori asta ori s-au dus în alte direcții. Aba, nu, uite aici pe tipi. Deci, uitați cum facem, băieți. Mă duc, minez repede roca aia din față. După care o să le dau lor pietrele și... Se aude ceva? Nu, am crezut că vin lupii după mine. Am să le dau pietrele să le mănânce, o să fie de partea mea, ori să vină la mine în bază. Iar eu o să-i prind într-o capcană, ceva de genul, ca să stea tot timpul la mine în bază. Îmi place că bivolii sunt bivoliți acum, deci e cam nașpa treaba, dar mă rog, nu contează. Hai, deci tu foc la un, la o de asta de iarbă, n-am nevoie de toată iarba din lume în momentul de față. Bun, plus că am și luat-o, deci chiar nu am nevoie de ea atât de mult. Hai totuși să ne întoarcem la tipii ăștia. Nu știu exact cât am filmat, faza este că am început prin ziua 65, dacă nu mă înșel. Cred că tocmai ce am trecut pe lângă ei. I-am auzit, dar nu știu ce Dumnezeu s-a întâmplat. A, eu te mă. Sunt mai rapizi decât credeam, pe bune. Voi o să spuneți, a, dar uite-te și tu la ei, nici măcar nu aleargă. Păi da, dar asta nu înseamnă că nu sunt rapizi.
Eu am făcut greșeala să zic că nu sunt rapizi. Pur și simplu m-am dus, am făcut o pauză undeva după ce am fugit de unul că l-am atacat. Am fugit cu viteza luminii și am făcut o pauză într-un loc să fac un foc, să pot să mă încălzesc puțin și m-am trezit cu ăla în spatele meu că a venit imediat și m-a omorât. Deci, da, să nu faceți greșeala să credeți că ăștia sunt lenți. Știu că așa pare că ei nu, practic nu aleargă nicăieri, ei pur și simplu merg ca niște oameni normali, dar nu. Ei totuși sunt rapizi. Mai rapizi decât credeți voi. Bun. Uitați-vă și voi. Ce Dumnezeu? Păi și ceilalți unde sunt, bă, băiatule? A, deci nu-mi vine să cred. A, ba nu, uite și tu. Bun, hai să-i dau asta. Și mă... Bă, dar ăștia deja s-au săturat sau ce Dumnezeu? Mă rog. Hai înapoi la bază, băieți. Cu viteza luminii, vă rog. Sau hai la focul ăsta. Bă, dar mă enervează treaba că nu am thermal stone-ul activat momentan pentru că... Na. E cam nasoală treaba. Ia atacați voi pe ăștia. Că deja devine enervanți una de alta. Bun. And that's it. Mamă, dar voi l-atacați pe Chester, mă, nenorociților. Bun, hai deodată, Thermal Stone idiot. Vreodată să te faci și tu, că deja e cam enervantă treaba cu tine. Bun, hai băieți. Tot episodul ăsta nu am putut să profit deloc de Thermal Stone. Haideți. Dacă ați putea să vă grăbiți puțin. Bun, and that's it. Gata, am ajuns la bază. Facem repede focul. O să omor lilie aceea că deja... Da, trebuie să-i omor, n-am ce să fac pe bune. Chiar deja devine enervanți. Gata, frate, încetați odată. Bun. Acum, ce mai trebuie să mai fac e să pun această rocă și să o ascund aici. Bun, gata. Iar acum ei or să se ducă după roca aceea să o mănânce și or să fie practic blocați aici. Chiar dacă o să treacă efectul lor de a fi prietenii mei, nu contează chestia asta, nu-mi pasă absolut deloc. Treaba este că pot să profit în felul ăsta de ei și atunci când, de exemplu, or să mă atace lupii, or să-i atace de fapt pe ei. Bun. Gata, hai, treci acolo, băiatule, nu mă mai interesează ce faci tu. Dar oricum și el o să se ducă după acea rocă, cel puțin așa cred că o să se întâmple. Nu, nu se întâmplă. Băi, asta-i mă, ia stai o leacă, bă! Bă, bulangiule! Mamă, ce bulangiu e asta, să-mi bat picioarele. Da, nu prea mai vrea tipul să se oprească din câte văd s-a dus și a luat-o la goană. Frumos, frate. N-am ce să zic. Când o e la goană de la șeful tău, foarte, foarte mișto. Mă rog. Hai, cam asta am avut și eu de zis în acest episod, cred că imediat se termină. Nu știu exact în ce zi am început, dar da, aici îl terminăm și noi. Bun. Ia, hai, dați mai repede meatball-urile alea, că nu vreau să strice astea din frigider. Hai, bagă un meatball, încă unul. And that's it. Nu vreau să mi se strice absolut deloc mâncarea pe care o am. Deci, haniul ăsta o să rămână acolo. Și probabil am să prăjesc acele wing-uri. Ia stai, cum dracu se numesc? Da, wing. Wings, o să le prăjesc. Da, hai să pun unul aici. Da, hai, dau dry și o să stea acolo puțin timp. Mă rog. Ziua 66 trece, în curând o să se ducă. Din păcate m-aș culca în ăsta, m-ar tenta să mă culc în cort, dar o să-mi scadă foarte mult din hunger, iar eu n-am nevoie de așa ceva. Dar mă rog, cam asta am avut eu de spus și în acest episod. Nu uitați să apăsați butonul de like dacă v-a plăcut și dacă vreți să continuăm cu cât mai multe episoade pe canal. Eu am fost ProLaser și noi ne revedem data viitoare. Salutări!